Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Animasfera, emisiune dedicată iubitorilor de animale și, în ultimul rând, sănătății animalelor, fie ele de companie sau animale de fermă. Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, nu uitați, aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să sunați, să intrați în direct cu invitatul meu, Modoroș Peter, medic veterinar. Bună ziua, bine ai revenit! Bine v-am găsit! Să sperăm că cu forțe proaspete, chiar dacă ora pentru tine este una de odihnă. E mai bine așa decât seara, cred eu, și pentru telespectatorii noștri. Avem așadar la dispoziție două numere de telefon. Au și sunat telespectatorii noștri încă dinaintea emisiunii. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, Sărmâna. Bună ziua. Bună. Am o singură întrebare. Am niște pui și păsări. Și în vara asta ne-au terminat cu păduche. Sunt niște păduchi roși, ploșneți, nu știu cum se cheamă. Am dat cu scabatoc și am repetat, am dat cu apă clocotită, cu motorină, cu var, am văruit, am pus un pic de sare degeaba. Oameni, da. Așteptă păduchii care stau pe cărpa udă? Da, da. Soluția care ne-a dat-o o doamnă, dacă nu ne-ați urmărit, vedeți, nu știți soluțiile. Da, dermanisus galine. Ok, deci hai să încep cu varianta asta foarte populară și primitivă, dar care mulți spun că funcționează. Adică dacă zilnic pui o cârpă bine udată undeva în coteț, tăți se urcă pe cârpa aia și după aia seara scoți cârpa și arunci sau arzi. Asta e o metodă foarte veche. Evident, ei sunt hidrofili, adică merg spre umed, tot așa merg spre umedul cald al pielii, deci ăștia nu văd, nu știu că asta e găina, simt că undeva e umed și cald, acolo merg. Și căpușa are așa... Toată noaptea bat din picioare. Ok, asta este varianta aia cea mai primitivă, când stai în vârful muntelui și n-ai în apropiere nicio farmacie veterinară. Dacă ai farmacie veterinară undeva și nu o stație PECO să iei motorină, atunci notați. Pentru coteț, cel mai bine merge baimaitul. Baimite se numește. Baimite? Exact. Da, da. Se pun parcă 10 ml la 2 litri de apă, se repetă încă o dată peste o lună și... 10 ml? 10 ml. Se și vând la flaconașe de mici de 10 ml, care se pune la 2 litri, pulverizezi și distrugi foarte bine. Poți să lași și găinile înăuntru, nu nicio problemă, numai că pe găinile nu ai voie să le îmbăi în soluția respectivă. Nu, dată pe cotețul. Eu spun asta nu pentru dumneavoastră, ci pentru ceilalți telespectatori care se gândesc așa, hai să fiu sigur să îmbăi și găinile, că o fi și mai bine. Și atunci poate că nu o să mai aibă găini, știi? Dar nici pureci, odată cu găini. Nici căpușe, nici nimic, păduchi. Ok, deci baimaitul pentru coteț și este o... Mie cel mai mult îmi place un produs care a apărut anul ăsta, un produs Ayurveda, pe bază de Tanacetum vulgare și cimbrișor. O soluție... Ayurveda? Dar Dermani Guard, așa să notați, Dermani Guard. Dermani Guard, cu Y, da. Da. De Ayurveda asta este este un produs absolut fără niciun un efect nociv asupra păsărilor. Se pune în apa de băut și după 10 zile de apă, cum să spun, de adăpat cu soluția respectivă, purecii nu se mai, adică păduchii nu se mai urcă pe găini. Asta vreau să vă întreb, dacă o pui în apa de băut... Exact. E tot pentru purici, da. Da, deci încet, încet intră în sânge, intră în piele, în capilare, peste tot, în piele și practic nu se mai urcă pentru că are un miros, are un efect toxic asupra păduchilor. Deci este absolut, poți să-i tai liniștit, nu se întâmplă nimica, nu este o travă, nu este un organul fosforic, organul clorură. Asta e perechica ca pentru limax,
cu scândurile le ude, cu cârpa ude. Da, exact. Da, da. Sunt metode empirice, dar care funcționează. Exact. Cum a zis și Peter. Da, da. Dacă nu aveți, așa, la prima strigare, primul apel, puneți cârpa ude, da, până da, ajungeți da. În oraș să vă aprovizionați. Încercăm, că am dat și cu apă clocotită și ieri am dat, da, asta e. Nu, dar trebuie, normal că prima dată să te apuci, trebuie să faci o curățire da, așa mecanică, curat, foarte bună. Curat, am dat cu motorină, cu apă clocotită. Motorina nu mai dați, că după aia intră în, o să aibă aromă de motorină toată da, carnea da. Lor. Dar cu lampă de gaz se pot arde. Numai atunci am ars și cu gaz. Da, bine. Am ars. Trebuie bine udați că... Am butelii de aia cu aprinzător și... Am dat așa cu gaz, le-am mars. Da. Bine. Bun, mulțumesc mult, să rămână. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Română. Bună ziua. Bună ziua. Română, vă mulțumesc pentru recepție. Cu mare drag, vă ascultăm. Vă rog să îmi răspundeți la o singură întrebare. Da. Prima, care ar fi... Eu sunt... Emoțiile v-au năpădit. Sunteți răcit. Nu. Am o... din cauza păsărilor. Da. Ok, e praful de la... Întrebarea... Sunt crescător. Și de porumbei și de pământ. Da. Anul ăsta mi-am făcut păunițile osterile. Da. Nu știu dacă o fi general, dar nu știu, nu pot să-mi dau seama. Cresc pe unde... De trei și... Dar o osterire de ce? Nu știu, nu pot să-mi dau seama de ce au ieșit anul ăsta o osterire la atâția pe unde. Și câți cocoși aveți? Păi deci am unul la două femele. Unul la două femele. Atunci nu putem spune că... Ok, interesant. De unde aveți, deci de unde provin puicuțele? Deci am umeri negri. Da. Unul la două. De unde aveți generația asta de păunițe? Deci sunt din generația mea. Din generația dumneavoastră. Și practic n-a eclozionat nici una. Da. Ne ascultați, vă rog frumos, în telefon, să comunicăm prin intermediul telefonului. Îndepărtați-vă, vă rog frumos, de televizor. Deci, pentru... de la mine. Există o întârziere de semnal. Este de la dumneavoastră. Da. L-ați spus. Nu sunt în consanguinizare. Da. Păi și dacă ar fi fost în consanguinizare, ar fi ieșit, că ar fi avut un procent mai mare de probleme genetice. Dar ar fi trebuit. Asta da, imediat, e... imediat. Nu cred că există un răspuns, o soluție la... Nu știu. Deci în fiecare an mi-au ieșit... Aș fi interesat... 7-8 ouă, mi-eșeau 5-6 pui. 5-6 pui. Aveați... Anul ăsta n-au ieșit. Aveați cloșcă sau artificial sau cu cloșcă? Nu. I-am lăsat și să clocească și i-am pus și la incubator. Și la incubator. Aha. Și nici la cloșcă, nici la incubator n-a ieșit. Nu. Uh-huh. Interesant. Ați deschis oul? N-a fost niciun fetus da, acolo? Nu e fecundat. Nu pot să-mi dau seama. Nu e fecundat. Deci a rămas numai cu gălbenușul și albușul. Atât. Ciudat. Nu știu să vă răspund, dar în mod sigur că va trebui să schimbați ceva. V-aș recomanda să luați cocoș dintr-o altă crescătorie și să vedeți cum merge cu o nouă generație de cocoș dintr-o altă linie. Și ce vreau să vă mai întreb? Da. În perioada asta la porumbei, spuneți, mă ascultăm. Am mortalități. Okay. Deci au o simptomă ciudată. N-am mai pățit până acum. Da. Deci stagnează, nu mai mănâncă.
Da. Și altceva nu. Și găsesc morți. A apărut o boală nouă, adenoviroza se numește. Și ce mi-ați recomandat ca și tratament? Adenoviroză împreună cu colii. Se spune adenocolii. Da. Și florfenicolul merge bine. Da. Florfenicol, substanță activă. Deci este o nouă formulă, o nouă generație de cloranfenicol. Florfenicol. O nouă generație de cloranfenicol. Da, numai că se numește florfenicol. Da. Pe lângă asta se dă catosal. Asta se poate da și injectabil. Merge foarte bine la porumbei. Deci cloranfenicol... Da, florfenicolul este antibioticul care folosim. Catosalul este un, dacă doriți, un fel de catalizator pentru organism. Eu știu că în perioada asta, domnul doctor, da, este perioada în care se face și apare. Da. Întotdeauna difterovariola. Da. Da, și pentru florfenicolul merge și pentru difterovariolă. Dar aici pentru colii s-ar spune că ar merge foarte bine acest florfenicol. E buvabil cum ar veni? Este și buvabil, se poate da și buvabil. Și că eu sunt crescător de porumbei de ani. Și pe lângă asta promotorul de la se poate folosi ca și vitamine cu multivitamine cu elemente. Da, și cu macroelemente, microelemente împreună. Da. Atâta. Și am discutat pentru că majoritatea columbofililor singur își tratează, nu, păsările. Ei știu de cum folosești metronidazolul sau dimetidazolul pentru trihomonoză. Pentru trihomonoză. Dar nu mai e. La noi acum au fost trihomonoză împreună cu difterovariolă. Era la dracu, Doamne, iartă-mă. Deci chiar împreună scoteam niște formațiuni ca și lintele din ochi de trihomonoză și pe cioc, în jurul ochilor, erau leziunile de difterovariolă. Știu. Da. Știu că sunt. Deci anul ăsta au fost prăpăd la porumbei. Nu știu, poate și în crescătorii. Cred că la toată lumea este, da. Deci acest adenocoli, cum se numește... lumea columbofililor, trebuie să... Da. Puteți căuta pe net, dacă scrieți adenocoli, o să vedeau alți colegi, poate niște tipuri și mai bune. Da. Era tricomonoza care apărea mereu, dar acum ne-a terminat. Acum știți că metronidazolul dă și semne nervoase, vă recomand dimetridazolul, se găsește la farmaciile veterinare. Știu, da. Iau și de la uman. Foarte bine. Bun. Mai aveți întrebări? Mulțumesc mult, o zi plăcută. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Din județul Constanța vă deranjează. Vă ascultăm. Am furci din astea de casă, nu de alea de cumpărat. Da. Și nu poate să meargă, are niște coje, așa, ca coaja de copac pe picioare. Exact. Asta este râia cnemidocoptică. Așa. Poate și în jurul ciocului vedeți un pic, așa mai alb. Nu, m-am uitat. Deci așa, e alb ca și cum ar fi călcat în var și s-ar fi uscat varul. Ok. Da, pe picioare. Da, ok. Puteți folosi o soluție, inclusiv acest Scabatox merge... pe bază de amitraz, pe bază de piretroiz, parasectul, romparasect. Ideea e să, înainte, trebuie înmuiată. Da, înmuiat. Deci ori cu apă călduță, ori cu puțin ulei, prima dată înmoi. Pentru că bine ați spus, ca și scoarța de copac. Cruste. Sunt niște cruste, da, îngroșate, care dacă pui soluția peste, nu se imbibă. Deci prima dată trebuie înmuiate. Și dacă așteptați o lună până când să-l tăiați, puteți folosi Ivomec, o picătură, cam un mililitru sau jumătate de mililitru pus pe ceafă. Aha.
Dar domn doctor de la noi mi-a dat un Cibervet. Ce anume? Cibervet. Da, e bun și Cipervetul, e cipermetrină, conține tot un piretroid care distruge râia asta. Că râia asta este profund intrată în cruste, acolo trăiește. Dar dacă puneți, mergeți la o farmacie umană, veterinară, pardon, și spuneți că vă trebuie niște ivermectină, o să vă dea ivermectină. Sunt și picături special pentru porumbei și găini, care se aplică pe ceafă, aici pe gât, chiar după craniu. Și se absorbe în sânge și are acțiune și dinăuntru, știți? Aia ar fi cel mai bine, așa ați avea cele mai bune rezultate dacă ați combina tratamentul practic din intern cu cel extern. Există o restricție la ce? Da, 21 de zile. Deci mare atenție, mai punctează încă o dată. Asta cu ivermectina, de-aia zic, dacă aveți o lună de răbdare să-i, până când să-i tăiați, atunci puteți folosi și ivermectina. Dar asta se ia și la găini. Și la găini, aceeași treabă. Da, da. Exact, exact. Bine, vă mulțumesc frumos. La revedere. Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim. Nu uitați, cei care ne urmăriți, aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu invitatul meu, Modoroș Peter, medic veterinar, să adresați întrebări în ceea ce privește sănătatea animalilor, fie de companie, fie de fermă. Noi astăzi am ales să începem o serie a discuțiilor legate de zoonoze. Zoonozele, aș vrea să le definești ce sunt și de ce trebuie să avem cunoștință despre ele. Da, zoonozele, evident, mulți știți că sunt boli care trec de la animale la om. Și nu e exclus să treacă și de la om la animale în același timp. Zoonozele sunt acele boli pe care trebuie să le cunoaștem mai bine, tocmai pentru că și sănătatea noastră sau copiilor noștri de multe ori este în pericol. Iar dacă le cunoaștem aceste boli, atunci putem, știm să ne și ferim de ele. Nu vrem să vă speriem, nu vrem să creem panică, dar sunt boli chiar mortale care se iau de la animale. Evident, sunt foarte rare, cum ar fi, de exemplu, rabia, turbarea, același lucru. Este cea mai gravă zoonoză care se transmite prin mușcătură de la animale la om. Pentru asta, evident, vaccinăm acele animale care pot fi vectori sau vehiculează sau sunt cel mai receptivi față de virusul respectiv. Mare grijă, duceți câinii dumneavoastră la vaccin sau sunați medicul veterinar să vină să-i vaccineze. Pisicile sunt vector? Da, în ultima vreme și pisicile trebuie vaccinate, care nu știu în ce măsură se realizează în teren, unde pisica nu stă în pat, nu e ușor de prins, este mai sălbăticuț, prinde șoareci, are de treabă. Se mai întâlnește și cu vulpea? Se întâlnește și cu vulpea, deci chiar aș putea spune că pisica este mai periculoasă, mai periculos în ceea ce privește transmiterea acestor boli, acestei boli, fiind undeva o verigă între animalele sălbatice și cele domestice, de multe ori se duce, dispare câteva zile, vulpile acum se mișună în jurul satelor noastre ca și cum ar fi acasă. Ei sunt rezervorul natural al virusului, după cum știm, și în ultima vreme, de când nu mai are nicio valoare blana de vulpe, nici pe vânător nu-i prea mai interesează. Dar atunci când toate lanurile, toate pământurile erau lucrate și domnițele purtau cojoși de vulpe, de blană de vulpe, atunci era un interes. Acum nu mai este. Acum suntem... am trecut la blănurile artificiale pentru că protejăm animalele. Exact. Aia da, și eu ieri am fost să cumpăr la fiică mea o geantă. Și am intrat și se mirosea piele, știi? Eram la mall. Și zice fiică mea, no, aici nu luăm. Dar poate, zic, poate nu e piele. Iau jos geanta, care era mai faină, zic, oare astea sunt din piele?
Ia, Doamne, cum să ne sunt în fiecare? Ce păcat, i-am pus înapoi. Deci n-au nimerit clientul da, bun. Ea, da, era, ea era sigur că nu, el de piele de voi. Păi foarte rar mai găsește îmbrăcăminte sau poșete sau accesorii de piele. Mi-a zis, din second e voie să iei, dar nu din magazin, că atunci, practic, încurajez acest comerț. Da, și sacrificarea animalelor. Da, corect. În ceea ce privește rabia, pentru că de acolo pornise în discuția, spune că este o zoonoză cu transmitere la om, deci mare grijă cum gestionăm vaccinarea, în primul rând, a animalelor. Da. De aia te-am întrebat, pentru că avem tendința doar câinii să-i vaccinăm și de pisici uităm. Da. În ciuda faptului că, iată, și asociațiile și-au axat activitatea pe câini, acum ne-am umplut de pisici, deci câinii am luat din de pe străzi, acum ne-am înmulțit, pentru că câinele este vânătorul pisicii în teritoriu. Ei dispărând, pisicile se mulțesc fără număr. Deci mare atenție și la pisici, și ele transmit această zoonoză, rabia. Ai vrea să punctez câteva elemente legate de manifestarea acestei boli, atât la câini cât și la pisici. Deci vorbim de rabie, se dau și de alte zoonoze? Sau de... Acum doar de rabie și deci apoi... Deci dacă e așa de grav și dacă chiar este cap de afiș, să zicem așa, de cea mai cruntă boală transmisă de la animale la om, zoonoză. Deci, atunci trebuie să știm câteva lucruri. Da, se transmite, este produs de un virus, de un rabdovirus, care în urma mușcăturii este inoculat cu saliva câinelui în rană. Și în 10 zile ar putea să dea semne nervoase care se manifestă în primul rând prin cefalee, deci o durere cruntă. În encefalită, în general, este durere de cap, o durere extraordinar de mare. În mod sigur, și câinele are o durere de cap atât de puternică încât nu vede, încât nu știe ce să facă. Apare dromomanie, merge, nu se mai oprește, nu aude, nu vede, începe să saliveze pentru că mușchii aceștia care la deglutiție sunt deja paralizate, este o oarecare alotriofagie, adică ia în gură și înghite orice pământ, lemne și așa mai departe, obiecte. E frică de apă, deci e o hidrofobie și așa mai departe. Deci câinele turbat ușor, foarte ușor, de la o poștă se cunoaște. Deci eu am văzut în viața mea vreo 3. Zilnic văd 50 de câini. Deci dacă am văzut în 30 de ani numai 3, înseamnă că e o boală foarte rară. Dar există și dacă odată te-ai infectat, adică omul odată a făcut rabie, moare. Și după o statistică ce am citit acum câțiva ani, în România anual mor câțiva oameni în turbare. Nu mult. Sper că sunt numai sub 10. Dar există boala. La pisici sunt forme în general mai agresive, la câini în general nu sunt caracterizate atât prin agresivitate, mai mult o letargie, o cădere. De-aia am spus ca să știți, ochii sunt foarte roșii, deci așa ochii roșii nu apare în nicio boală. Parcă are 2 cireși în locul ochilor la câine. Atât. În rest, la om, acum nu vorbim despre manifestarea la om, tot așa sub formă de crize, de nu știu ce. Ar fi bine să nu aflăm manifestările la om, o să te întreb pentru că așteaptă un telefon să intre în direct cu noi. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul doctor. Domnul doctor, vreau o lămurire cu soluția pentru păduc la găini, cu dermaliguan. Da. N-am înțeles câte zile se pune în apă. 10 zile se pune în apă, da? Scrie pe flacon. 10 zile se pune în apă, parcă 1 ml la litru de apă, după care săptămânal... mai pui o zi. Deci ai pus 10 zile și după aia din săptămână în săptămână în o zi. Da, ca să mai cumva să recapitulezi, adică să mai readuci aminte, adică să susții acea aromă între ghilimele a sângelui. Și se gătește la orice farmacie veterinară? Păi ar
trebui acum, eu nu știu că n-am umblat chiar în toate, dar există, deci există pe piață, se vinde foarte bine, farmacia care nu are ăla nu se interesează de, de produsele noi și bune. Județul Timiș. Da. Județul Timiș trebuie să găsiți, pentru că firma și care, firma care găsim, vinde este, are acolo. Și dacă nu putem achiziționa? Cum? Dacă nu-l găsim, de unde îl putem găsiți, dacă nu, dacă nu are farmacist, spuneți, domnule, e foarte bun, o să vă faceți milionar, comandați Dermaliguard, se vinde. Sigur găsiți. Dermaliguan sau Dermaliguard? Nu, Dermaliguard. Guard. Da. Aha. Gardă, asta înseamnă gardă în engleză. Adică, Dermaliguard. Da, exact. Na. Și dacă nu, pe net, dacă se poate comanda. Da, se poate, cum să nu. Deci conține cimbrișor, ăsta este timusul și tanacetum vulgare, care este, crește și acum pe marginea drumului, e înalt și e galben, are flori mici, dacă miros, are miros de crizantemă. Aha. Da. Vă mulțumesc, domnul doctor. N-aveți ce. Multă, multă sănătate. În continuare. Mulțumim, multă sănătate vă dorim. Revenim la manifestările, noastre. Da, la manifestările, da, manifestările rabiei la pisici. La pisici, în general, sunt sub formă furioasă, deci sunt foarte... La pisici n-am văzut, norocul meu, până acum, dar colegii mei au văzut la Facultatea de Medicină Veterinară. Ceea ce este foarte important, de ce mergem noi cu câinele la medic când am mușcat? Pentru că medicul trebuie să elibereze un act, o adeverință de sănătate, din care să reiese că în momentul în care a fost consultat, la o zi de la mușcătură, să zicem, sau în ziua aia, câinele nu prezintă semne de turbare. Câinele se ține 10 zile sub observație de la data mușcării. Nu? De ce facem treaba asta? Pentru că câinele care încă nu are semne de turbare poate să elimine deja virusul cu 10 zile înaintea apariției semnelor de turbare. Deci dacă în 10 zile câinele nu turbă, nu apar aceste semne despre care am vorbit, înseamnă că în momentul în care te-a mușcat, nu n-a erai. Fost infectat. Nu a, n-a putut vehicula virusul în organismul tău. Deci de-aia trebuie să veniți, ținem sub observație 10 zile, după 10 zile mai eliberăm o adeverință. În ultima vreme la 15 zile ținem, nu știu de ce, dar în legislație scrie că 10 zile, eliberăm încă o adeverință, câinele s-a scos de sub observație. În aceste 10 zile, mare grijă de câine. Deci nu îl lași liber, nu îi dai tratamente pentru alte boli, nu duci în concursuri, nu îl duci la dresaj, pentru că dacă moare dintr-o altă cauză, inducere, se consideră ca și cum ar fi fost turbat și la om se reiau acele tratamente cu imunizarea, vaccinarea împotriva turbării. Deci un om care a fost mușcat de un câine, să presupunem, da, a fost mușcat de un câine, 10 zile nu trebuie să intre sub acel tratament de... Nu. Dacă vine cu adeverință de la medicul veterinar care l-a consultat și scrie negru pe alb că câinele e sănătos și nu prezintă semne de turbare... Am înțeles. Dar timp de 10 zile omul nu poate să se îmbolnăvească. A fost mușcat astăzi, de 10 zile Nu se poate. Deci putem dacă să... când va în a 10-a zi încep să apară simptomele, mai este timp să tratez omul. Am înțeles. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Da. Bună ziua, stați în direct. Da. Bună ziua. Bună ziua. Am și eu o întrebare. După o mușcătură de șopârlă, ce se poate transmite la om? Nimic. Ba da. Spuneți dumneavoastră. Am fost mușcat de o șopârlă. Poate acum 15 ani. Infecții de genul clamidii și de astea pot fi. Dar nu boli. Dar la fiecare 3 ani reactivează. Poate să fie o clamidie eventual, care nu neapărat șopârla de fiecare dată dacă te mușcă, te îmbolnăvești de boala respectivă. Poate vehicula
anumite bacterii. Dar, și cu ce se poate trata? Da, după, nu știu, deci în general tetraciclinele. Antibiotică am făcut, aciclovir am luat. Aciclovir, dacă v-o dat aciclovir, aciclovirul merge pentru viroze, pentru herpes. Da, dar nu e asta. Oricum, nu trece. Deci oricum trebuie, da, trebuie nu știu, să... Deci trebuie, dumneavoastră ați fost diagnostizat cu o boală? Mi-a zis că să folosesc aciclovir, că e un herpes. Da, bine, dar de unde știți că ați luat de la șopârlă la aia? Că eu n-am da, că se manifestă la fel după ce am fost mușcată. Deci, ok, dar cum vă mușca șopârla asta? Stăteam pe o băncuță, ea era sub un scaun, m-am așezat și a venit înapoi. Eu citeam ceva și când m-am ridicat, m-am mușcat. Și au rămas... Trei puncte în mușcătura. Am fost și cauterizată. Aia nu-i șopârlă, că șopârla n-are dinți. A fost, poate, atunci... a fost un șarpe de casă, mă gândesc. Aia se cu poate. Trei puncte? Da. Atâta s-a văzut, așa v-a apucat. Dar nu cred că era șopârlă. Șopârla n-are dinți, deci nu știu. Eu cel puțin n-am văzut niciodată cineva mușcat de șopârlă. Dar de șarpe, da. Din cauza că t-a așezat pe el sau, nu știu, de frică sau, no, din reflex. Că în mod normal nu conține o travă, șarpele de casă. Știți? Sunt două variante, aia de apă, aia verde și aia maro, așa frumos desenată, care așa se numește că șarpe de casă, care nu e veninos. Dar, evident, în flora bacteriană pe care o are în gură, în salivă, nu știu, aia poate să producă o boală, dar nu este caracteristic. De-aia ar fi foarte important să se știe ce... Cu ce bacterie, ce virus, infectat dumneavoastră, pentru că majoritatea bolilor care, mă rog, eu nu sunt medic uman, nu pot să dau rețete aici, dar da, cam tetraciclinele, deci mai ales doxiciclina se produce pentru că are o penetrare foarte bună intracelulară. Mai ales la bolile care sunt, se manifestă prin înmulțire intracelulară. Adică există vreo clinică unde aș putea să fac niște analize mai amănunțite? La infecțioase, cum să nu? Deci la o clinică de infecțioase unde trebuie să descrieți ce manifestări aveți, ce... Da. Simptomatologie, cum reapare din 3 în 3 ani, cu ce se manifestă. Da. Și sigur că deci se fac niște izolări, se izolează bacteriile din sânge și se poate problema afla. Problema este de 15 ani. Am înțeles, dar nu, domnul doctor este medic veterinar, nu vă poate ajuta. Nu, și nici la șopârle nu mă știu. Da, e un caz foarte interesant. Trebuie să găsiți un medic fanatic de boli infecțioase care să caute. Ce manifestări aveți, dacă tot stăm de vorbă? Și... Da, apare pe picior ca un bănuț de 50 de bani, da, cu niște beșicuțe albe, multe. Da. Exact în zona unde ați fost mușcată? După ce antibiotic dispare? Am luat mai multe, vă dați seama. Da, bine, dar acum vă cunoașteți leacul, nu? Care vă ajută. Da, acum o vedea. Eu antibiotic și o vedea dacă îmi face bine sau nu. Bine, dar în sănătoșire vă dorim. Și mergeți, nu vă lăsați, mai căutați o clinică de infecțioase. Mergeți și... Dar atunci când se văd acele formațiuni pe picioare, nu atunci când sunt vindecate. Bine, bine. Multă sănătate vă dorim, mulțumim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Alo. Da? În română. Bună ziua. Spuneți-mi și mie, Piteștiu sunt, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, cum poți scăpa de pureci, de pisici și de câine? Vă spun. Împotriva ectoparaziților la pisici și la câini sunt cam trei categorii de
medicamente cum doriți, modalități de protecție, începând de la zgarda, binecunoscută zgardă. Da, știu, garda, paraclin nu merge, okay. Nu funcționează. Asta nu merge, numai alea merg bine, care sunt acolo în jur de 100 de lei. Da, nu merge, că am nu merge. Atunci, la pisici vă spun exact, foarte bine merge Bravecto, picătură. Cum? Rade? Bravecto este spot, picătură, care se pune pe ceafă cu efect... Bravecto. Exact. Și are efect 3 luni. Da. Mai este un produs foarte bun care îmi place la nebunie, este Comfortis. Comfortis. Da. Astea sunt niște tabletuțe care se dau pe gură și au efect, în 4 ore dispar purecii. Da. Și pentru stropit la păsări în cotez, vă rog frumos. Da, acolo am spus de Bimite, care merge foarte bine pe populația de păduchi din Crăpături, de acolo, din coteț. Da. Și Dermani Guardu, care se pune în apa de băut la găini. Dermani Guard, da. Exact. Da. Și la câini, tot Bravecto sau Simparica. Da. Am înțeles. Da. Bine, mulțumesc. Și la câini există Comfortis-ul, numai că la Comfortis nu merge pe căpușe. La pisici nu e așa baie mare dacă nu merge pe căpușe, că nu căpușele le-am tras toată vara cu penseta. Na, bine, dar au timp să-și transmită bacteriile alea. Nu numai că parazitează, ci și transmit boli la câini. Deci la câini, atunci... Da, le-am tras întotdeauna cu penseta, că nu merge. Nu e suficient. Ascultați-ne puțin sau ascultați-ne pe domnul doctor. Într-o oră poate să transmită deja bacteria, Babesia. Știți? Da. Eu am un prieten care e maniac, deci face dușuri, cred că, de 3 ori pe zi și după fiecare ieșire cu câinele, face duș. Și a găsit un căpușe, o căpușă pe el, l-a scos imediat. Și după câteva luni a început să aibă dureri articulare și așa mai departe, a făcut boala Lyme. Deci căpușa aia nu stă mai mult de o lună, adică o oră înfipt în pielea lui și totuși a făcut boala asta. Deci nu sunt reguli, noi trebuie să prevenim problemele. De-aia am zis că Comfortis-ul la câine nu e așa de bun, pentru că pentru căpușe nu are efect. E foarte bun pentru câinii care stau în casă, nu vin în contact cu solul, nu ies afară în locurile unde poate contracta căpușe, nu se infestează cu căpușe, acolo merge bine. Acolo Comfortis-ul merge bine. Altfel, mai bine folosiți Simparica, Bravecto, pentru că merg la fel de bine și pentru căpușe și pentru purici. Chiar. Și este foarte important, în primul rând, eu cel puțin așa procedez, este foarte important să folosim acele zgârzi, pentru că folosind acele zgârzi, căpușa nu sare pe animal, deci nu are contact, sau folosind acele pastile, nu inoculează acea boală. Deci când au început să se fixeze în pielea animalului, ele... Da, toate astea nu prea au efect repelent. Are efect repelent Foresto și Scaliboru dintre zgârzi. În rest, numai Advantix-ul, Efipro, Vectra, picături au efect repelent. Deci dacă vrei să te aperi și de țânțari, de muște, de nu știu ce, care la rândul lor transmit alte boli, cum ar fi dirofilarioza, viermele la inimă, erlichioza, anaplasmoza, leishmanioza, astea sunt transmise de vectori cu aripi. E plin în Constanța. E plin, mai ales în Constanța, în delta Dunării, în sud. Da, peste tot, majoritatea. Da, și în Cluj am avut acum un câine care n-a ieșit din curte. Cu dirofilaria. Deci înseamnă că a apărut țânțarul care a vehiculat și i-a inoculat microfilariile și el a săracul a făcut dirofilarioză. Un câine bătrân.
Deci, deja toate bolile astea pe care le învățam la sfârșitul cărții de infecțioase, era un capitol acolo cu boli, nici nu le-am citit, că am zis acum 40 de ani că nu o să le întâlnesc niciodată. Uite că acum cu astea avem cele mai mari probleme. Nu suntem pregătiți. Ne-au luat prin surprindere. Ne-au luat prin surprindere ca și iarna. Da. Mai aveți întrebări? Nu, să rămână, mulțumesc mult. Multă sănătate și să știți, prevenția este mai sfântă decât tratamentul și ascultați-l pe domnul doctor în ceea ce privește combaterea acestor paraziți, pentru că ajungem la probleme chiar grave. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, continuăm imediat și cu alte informații pentru dumneavoastră.